Salutare lume și bine ați venit la continuarea jocului Assassin's Creed Syndicate. De obicei când începe înregistrarea durează 2-3 secunde până îmi apare și camera web. Dacă auziți vocea mea înainte, să știți că se pornește și webul imediat. Am rămas aici la peretele asta, peretele asasinilor sau celor care trebuie să fie asasinați. Secvența numărul 4, am făcut cam 7% din joc până acum. Și hai să începem, să vedem cine este primul pe care trebuie să-l asasinăm. It bears the Templar Grandmaster's name. About time for a visit to the doctor. I don't see that cure arriving anytime soon. And what exactly will you be doing, might I ask? You know very well, tracking down the Peace of Eden. Enjoy your studies. I'll be out killing Templars. Oh, okay. Misiune pe aici, pe acolo, nu știu care este chestia. Aici am început cu misiunea B data trecută. Hai să mergem din nou la misiunea B atunci, nu? Nu, hai să mergem la asta. Pentru că zice suggested level 3, deci o să fie mai ușoară ca cealaltă. A spoonful of syrup se numește. Nu suntem în tren acum? Da, acum ajungem în stație, uite. Ne dăm jos, nu vreau să vină un tren din partea asta, la altă ziua. O, putem să fac o misiune pe tren? Nu faci misiune pe tren, numai te duce mai aproape de ea, așa că o să stau pe aici. Acolo este peretele asasinilor, nu? Ba nu, hai să vedem ce este aici atunci. Uite, o misiune aici, hai facem asta că este mai aproape, se numește The Great Escape. The Great Escape, e ca și cum ar veni Great, dai Great. Sigur, de ce nu, hai să vedem ce facem dacă nu suntem aici, n-ar vrea să ne dăm jos, să mergem la ea. Scăpăm de asta prima dată. Și bănesc că trebuiască să furăm niște cufere din alea. După aia să scăpăm. Ok, mi-a picat câteva frame-uri acolo. They're dangerous objects, Jacob, especially in Templar hands. You sound exactly like father. If only. Lucy Thorne is expecting a shipment tonight. She's Starrick's expert in the occult. Nearly certain she is receiving the Peace of Eden Sir David Brewster mentioned. Sounds like fun. Mind if I join you? Promise you will stick to the mission. I swear. Ok, am avut câteva cadre care au picat acolo, nu știu de ce. Probabil cum și înregistrez jocul, n-am idee. The contents of that box are worth more than acum este înapoi la normal. Do you understand? Yes, Miss Thorne. Careful there. And double the guard on that cart. Now, Miss Thorne, there's the matter of some papers for Mr. Starrick. If you'll just come this way. Very well, but make it quick. Whatever it is she's after, it's in that chest. There are gunmen on the rooftops. Can you dispose of them before I reach the cart? I was hoping for a challenge. Ok, sunt oameni cu pistoale pe acoperiș. Noi trebuie să-i omorăm, bănuiesc, în timp ce asta merge jos și fură ce e în acel cufăr. Dar noi jucăm cu tipa, deci ăla merge pe acoperiș, așa că noi facem, uite, chestia asta. Și mergem chiar deasupra. Așa, sărim pe partea cealaltă, ne dăm jos. Așa,
Merge, merge us. Whoa, 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 whoa. Oh man. Noi bai, ne batem cu toată lumea. Ok, n-am vrut să fac asta. Nu știu dacă trebuia să rămâne detectată sau ceva de genul. Chestia e că asta trebuia să se ia de aia de pe acoperiș. Și deocamdată văd doi gunmen pe acoperiș, așa că nu știu ce face asta la altă. Ok, am să mă duc pe acoperiș, că dacă nu tot trag în mine și am să scap de ei, pentru că asta nu face absolut nimic. Prima și a doua este acolo. Veni poliția, asta nu e bine. Poliție nu mai avem nevoie. Ok, am să mă duc în direcția asta. Și am să încerc să sar pe polițiști, pentru că la noi o să plece și cum cobor jos. Ok. Ok, am omorât pe toți. Dacă tot am trecut prin atâta muncă să-i omor pe toți, atunci măcar să ne luăm niște bani de la ei. Așa. Asta e tipa aia? Nu, dar e îmbrăcată ca tipa aia, îmbrăcat. Ok, hai, hai ne ajută, hai să vedem ce e în chestiile astea. Ce credeți că este înăuntru? Arme? Aur, bani. Nu, carte asasinilor. Poate din aia de Eden, în aia să fie scris unde sunt chestiile de Eden. Ok, e mișto că joci cu fiecare, am început cu Evie Fry, acum probabil o să conducem cu Jacob, e interesantă tema. A, nu, tot aici cu ea suntem. Quick shot. Ok, dar nu prea am... N-am atâtea glanțe să împuși pe toată lumea. Ok, noi putem sta aici, nu trebuie să tragem neapărat în ei, trebuie doar să ne ferim de armele lor și după care când vin pe căruța noastră trebuie să protejăm cufărul. Ok, dacă tragi un cal, pică calul. Dar trebuie să tragi de 3 ori. Ok, am scăpat și de asta. Și mai avem un 2 aici în spate. Nu mai am cu lanțe 2. Uite, îmi dă asta muniție. Hai, în cal, în cal, tragi în cal. Ăla e gata.
Am scăpat de ăla și ăsta e ultimul. Ok, trebuie să scap, trebuie să sar afară. Oh, trebuie să ajung la punctul ăsta. Oh, man, n-am știut ce trebuie să fac. Trebuia să ajungem la tren. Ok, nu e nicio problemă. Ce am crezut este că a pus o bombă în căruță sau ceva și o să explodeze. Dar de fapt trebuia să ne dăm jos din căruță să ajungem la tren. Eram la 2 pași ca să ajung la el. E chestie mare trenurile aici, numai în tren au chestia de asasini, în tren sar pe tren, sar jos de pe tren. Ar trebui să-mi pun jocurile pe SSD pentru ca s-ar încărca mult mai repede, dar nu prea am spațiu pentru că mi-e plin cu programe. Dar la în... Ok, am început de la început. Ok, merge mult mai bine de data asta. Puțin concentrat aici, dau. Așa. Asta sare acum fix la mine. Ok. Ok, multă acțiune aici, puțin concentrat. Ok, am reușit să-l distrugem și pe ăla, mai este doar un singur cal, dar aici o să ne dăm jos, așa că mă pregătesc. Trebuie să sărim aici. Boom. Well, that was fun. Thanks for the invitation. Let's do it again. Damn it. Oh, credeam că o să dea cu capul. Sequence 4 terminat-o. Totul a mers bine. N-a fost o misiune grea, am să mai fac încă o misiune în acest episod. Sper că o să fie o misiune mai scurtă, să se potrivească, să nu devină prea lung episodul, să vedem ce se întâmplă. Da, am ajuns înapoi la tren, cred că nu știu care e faza. O să ne atace acum, că o să vrea cartea înapoi, tipa. Sau poate nu? Ce e aici în partea asta alta? Suggested level 4. Oh, dear.
Da, cam atât cu episodul de azi, cred că ne vedem cu continuarea în următorul episod. Poate trebuie să fac un pic de chestii ca să ajung la nivelul 4, să fie mai ușor celelalte misiuni. Și am să mă uit printre skill-uri să văd ce oferă și unde vreau să, cum vreau să-mi creez caracterul, așa că ne vedem cu continuarea în episodul următor. Numai bine!